Bogdan Paul, antrenorul echipei de volei feminin SCM Pitești, va coordona în următoarea perioadă și activitatea lotului național de senioare. Echipa țării noastre va participa în Liga Europeană 2016, urmând să facă parte din grupa C, alături de Ungaria, Grecia și Slovenia. Meciurile se vor derula sub formă de turnee între 3 și 5 iunie, Ungaria, și 10 și 12 iunie în Grecia. Turneul final este programat în perioada 24-26 iunie. Acesta își va putea desfășura fără probleme activitatea și la națională și la echipa de club, aflată oricum într-o perioadă de pauză competițională. Conducerea clubului SCM Pitești va stabili în cel mai scurt timp și strategia pentru campionatul următor.